Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Studenții de ieri. Eu sunt Silvia Gherasim, iar astăzi în platou nu avem un student. Bun venit, Vlad Oros. Ești încă elev? Da, da, la liceul Grigore Moisil. Lumea deja a început să te cunoască pentru că ai fost super mediatizat și pe bună dreptate, fiind din Timișoara, toată presa locală a scris de tine, având o mamă destul de cunoscută de către oameni, atunci au asociat numele cumva și datorită performanțelor tale ai devenit faimos. Hai, spune-ne de ce. Eu am aici înșirate, pot să încep eu? Cu siguranță. Ești în clasa 12-a la Grigore Moisil. Bun. Deja asta spune ceva despre tine, dar până acum ai luat așa aur și premiul întâi absolut la Olimpiada Europeană de Fizică, nu mai zic în ce ani, cel mai mare punctaj la Olimpiada Asiatică de Lingvistică, apare n-au nicio legătură, aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Ok, e destul, cred. Poți să mai continui tu, dacă dorești, Vlad. Eu aș putea să continui încă 23 de minute. Aoleu, dar nu are absolut niciun rost, nu. Adică, ai performanțe multe și uriașe. Vlad, cum poate un copil din Timișoara să ajungă la asemenea performanțe? Chit că bănuiesc că nu ai făcut nu știu ce, te-ai născut într-o familie de genii și ai stat toată ziua cu minte așa între ei. Cum a fost? A fost o poveste lungă, au fost mulți factori care au influențat asta. Încă de când m-am născut și de când părinții au încercat să mă introduc în lumea aceasta științei, a matematicii, a logicii, pentru că vedeau că îmi place să mă uit la emisiuni despre știință, despre astronomie, despre astrofizică. Încă mă amintesc momente când veneam la părinții mei foarte entuziasmat de ceva ce întâlnisem într-o emisiune și începeam pur și simplu să le povestesc despre concepte de fizică pe care nici nu le înțelegeam. Dar îmi plăcea atât de mult să mă gândesc la ele încât nu puteam să ratez această ocazie. Câți ani aveai eu pe când îi întrebai? Știu că asta se întâmpla puțin înainte la începutul școlii primare, deci cred că aveam 5-6 ani. Doamne, nu cred așa ceva. Fetița mea care are 6 ani de-abia mă întreabă, mama, de ce nu știu ce plouă azi? Tu ce întrebai? Cred că îi întrebam orice. Părinții mei îmi spuneau că am avut o perioadă a vieții în care întrebam de ce, dar absolut orice. Aia este normală, dar ei aveau răspunsuri pentru întrebările tale? În general, da, încercau să îmi dea răspunsuri cât mai științifice și mie îmi plăcea acest lucru. Eram un copil ciudat, să spunem așa, dar eram foarte pasionat de orice ție de matematică, de știință, cum am zis. Și de aceea, probabil eram un critic mai dur al ideilor pe care spuneau părinții mei decât alții. Și de aceea și ei aveau multe grijă în lucrurile pe care mi le spuneau și m-au ajutat în această măsură să devin mai pasionat de lumea științei și să merg mai departe pe această încercare de a înțelege lumea înconjurătoare. Ce făceai când erai mic? În afară să te uiți la emisiuni diverse de știință, mai știi dintre primele amintiri pe care le ai, cu ce te preocupai? Amintirile mele... Și nici nu te întreb la câți ani ai învățat să citești. Foarte bine, pentru că probabil nici nu mai țin minte. Amintirile mele sunt extrem de vagi în acea perioadă. Mm-hmm. Am majoritatea lucruri pe care le știu despre mine sunt pur și simplu lucruri pe care mi-au povestit părinții mei mai târziu, pentru că eu nu țin minte acele lucruri. Știu că eram pasionat de muzică, în general. Am început să cântam puțin mai târziu, pe la 7 ani, dar în copilăria mea foarte fragedă, eram deja pasionat de muzică, îmi plăcea să ascult muzică, îmi plăcea să cânt cu vocea, îmi plăcea să chiar să dansez. Au părinții mei și videoclipuri, că eram foarte mic și dansam bine, eram... Nu e de parcă am mers mai departe cu asta, dacă mi-ar plăcut, dar muzica era, să spunem, partea lumii care mă pasiona cea mai mult în acea perioadă. Ok, și când a venit partea lumii cealaltă cu universul, cum a dat peste tine? Ce probleme îți spuneai existențiale? Lucrurile au început cu acele emisiuni despre care v-am povestit. Mm-hmm. Trebuie să numesc una în particular, Through the Wormhole, care chiar m-a afectat foarte mult. Încă o țin minte foarte clar, țin minte chiar și unele scene din episoade și așa mai departe. Deci da, a fost foarte relevantă. Iar apoi,
după câțiva ani de școală în care am început să îmbrășesc cu ce înseamnă concursuri și așa mai departe, am ajuns la școala gimnazială, în clasa 6, unde am făcut cunoștință cu Olimpiada de fizică. A fost prima olimpiadă la care chiar am fost motivat să particip, să mă pregătesc, să lucrez mai mult, pentru că mi-am dat seama că mi se potrivește. Dacă la olimpiada de matematică nici nu am reușit să ies în, nu știu, primii trei pe la etapa județeană olimpiadei, dar olimpiada de fizică mi-a ieșit primul pe țară din prima oară în care a participat și nici nu mi-a părut că ar fost ceva atât de dificil. Nu am fost nevoit să depun un efort tip de un an foarte mult pentru acest lucru. Chiar simțeam că mi se potrivește foarte bine. Știi ce mi se pare important aici? Adică dascălii sau profesoara, profesorul de fizică au văzut pasiunea ta, să zicem așa, și interesul. Da. Au lucrat cu tine diferit? Au propus? În clasa 6 și în gimnaziu în general, profesoara mea a fost cea care m-a introdus la Olimpiada de Fizică. Văzând că eram pasionat de matematică și de știință în general, s-a gândit că mi s-a potrivit și Olimpiada de Fizică. Încă țin minte că la prima oră de fizică în care trebuia să dăm un test, primul test din clasa 6, doamna profesoară Ioana Jeftea a ales să nu-mi dea testul, ci să-mi dea să lucrez altceva, probleme de olimpiadă. Și din acel moment mi-am dat seama că ea chiar consideră că aș avea potențial în această direcție. M-a ajutat foarte mult, și-au din timpul ei să mă pregătească, să facem tot felul de experimente. Țin minte cum mergeam în cabinet de fizică și făceam probleme experimentale de la ceva olimpiadă națională în anii anteriori. Și m-a susținut foarte mult, m-a motivat să continui să lucrez în această direcție și mi-a dat acest prim pas în înțelegerea lumii când e vorba de fizică și de știință în general. Mi se pare foarte important ca un dascăl să îl susțină pe cel care are o pasiune extra și în afara școlii, pe lângă toate cărțile și problemele din școală, să aibă răbdare și să-și facă timp să-l pregătească. Bun. Și de ce ai dat la Info? La Moisil, scuzați. Da, da. Deci eu este un liceu de mate Info, dar dacă ne-am uitat pe orarul pe care îl avem, fizica este o materie studiată foarte în detaliu. Dacă acum în clasa 12 avem câte ore pe săptămână de biologie și chimie, avem 3 ore pe săptămână de fizică. Și să spunem ceva despre apropierea fizicii față de aceste științe abstracte, matematică, informatică. Eu nu, da, sunt un exemplu ciudat al unui elev de la Mate Info, intensiv Info, facem 7 ore de informatică pe săptămână, care însă nu vrea să facă neapărat ceva cu informatică în viața lui. Da, dar de ce am dat la aici? Informatică. Da, e ok, am mers la olimpiada anul trecut. Ah, da, e ok, am mers la olimpiada, am luat premiul, e ok, merge deja. Cum să spun? E o știință exactă ca și matematica, da, ca și lingvistica, de altfel, ceva ce îmi place pur și simplu prin faptul că it challenges my mind. Mereu să mă gândesc la soluții noi, la idei noi și așa mai departe. Dar cu toate acestea, fizica a rămas ceva mult mai apropiat de mine și îmi face mult mai plăcere să încerc să înțeleg ceva în legătură cu cum funcționează lumea decât să încerc să înțeleg un program sau un concept matematic abstract. Simt ok, deci am aflat de fapt cauza. Tu te întreb cum funcționează lumea. Da, da. Ai aflat din atâtea zeci de milioane de mii de probleme și rezultate? În fiecare moment... Ce ai aflat? Ce am aflat din nou, în 24 de minute nu aș putea să termin, să spun asta. Probabil n-aș putea să termin nici în câteva luni bune. Dar fair enough. Ceea ce am aflat a fost, în general, o parte mică, dar o parte care există, o parte reală, a modului în care funcționează lumea. E o parte mică, repet, și în momentul de față nimeni nu știe cu adevărat să răspundă această întrebare, per total. Adică, după cum știți, nimeni a ajutat acea theory of everything, dar teoria totului, ca să desfie cum funcționează lumea în întregime. Dar ce te fascinează la lumea asta, cum funcționează? Multe lucruri. Aș putea acum să dau un exemplu, aș putea să încerc să vorbesc despre două negre, dar aș putea să încerc să vorbesc despre mecanica cuantică, aș putea să încerc să vorbesc despre chiar și lucruri mai de zi cu zi, despre cum funcționează o mașină sau cum funcționează un motor, de exemplu. Sunt toți cei lucruri pe care pur și simplu în momentul în care înțeleg cum funcționează, în momentul în care îmi dau seama cum se leagă toate fenomenele, cum funcționează toate legile din lumea astfel încât acel lucru să meargă așa cum merge, mi se pare pur și simplu că am ajuns să descoper ceva despre lume, am ajuns să înțeleg să fiu mai conectat cu ce se întâmplă în jurul meu și să îmi dau seama ce este în spatele a tot ce văd în jurul meu. Și o asemenea senzație, o senzație că parcă am descoperit ceva, parcă lucrurile mi s-au deschis într-un fel în fața mea, este ceva extraordinar. În momentul în care, să zicem, studiez un concept, o problemă, fie orice, și îmi dau seama, după ce, să zicem, rezolv problema de ceva, îmi dau seama cum
funcționează ceva lucruri, mi se așează mai bine în minte și parcă simt că înțeleg ceva suplimentar, am o senzație pe care pur și simplu n-am mai simțit-o niciodată altcândva. Te face fericit treaba asta? Adică, știi, sunt unii copii, mă rog, ființe, care studiază în școală și care sunt cumva obligați, forțați să meargă la olimpiadă. Tu nu ești. Nu, tu o evident. Faci din pasiune. Da, da. La tine e doar un side effect, e un efect secundar al studiului. Exact. Deși și la mine a fost o evoluție în acest sens. Dacă în gimnaziu am început să particip la olimpiade, deci nu pentru că aș fi avut o pasiune în particulară. De exemplu, n-aș putea spune că în clasa 6-a îmi plăcea foarte mult fizica și să înțeleg aceste concepte. Îmi plăcea, da, îmi plăcea să înțeleg cum se rezolvă o problemă, îmi plăcea the thrill of the competition, să spunem așa. Îmi plăcea, eram un om competitiv și îmi plăcea să particip la competiții și așa mai departe. Dar pe vremea aceea eram pasionat mai ales de această parte, de competiții în sine, de șansa de a îmi dovedi mie însumi mai ales că pot să performez în domeniu. Și am făcut, am participat la toate olimpiadele pe munte, spunem așa. Țin minte că în clasa 7 am fost la 5 olimpiade naționale diferite. Și da, îmi plăcea acea senzație de concurs și așa mai departe, dar totuși something was missing. Acum în liceu, într-adevăr, am ajuns să fac doar din pasiune. Pe o parte, da, din acest motiv și pe la altă parte pentru a mă întâlni cu acei colegi cu care mă înțeleg atât de bine, oameni care împărtășesc pasiunile. Chiar despre asta vreau să te întreb, despre relaționarea cu ceilalți colegi, ceilalți care ai zis de două ori, am numărat, ai zis că ești ciudat. Și vreau să te întreb ce feedback-uri ai avut de la colegii tăi de-a lungul anilor, te-au și făcut în felul ăsta, au relaționat cu tine chiar dacă păreai un pic mai, mă rog, evoluat în știință? Cum? Cât e de greu să fii așa? Că e clar că ești special, adică... Depinde. Depinde pur și simplu de circunstanță, depinde de unde mă aflu, în ce situație mă aflu. În gimnaziu mai ales, țin minte că nu mi-a fost niciodată ușor să mă înțeleg cu colegii mei de clasă, de exemplu. Mereu eram... deși eram, nu știu, eram văzut probabil ca o persoană ok, un om de treabă, dar nu pot spune că mă simțeam foarte apropiat de colegii mei, pentru că nimeni între ei nu îmi împărțea pasiunea. Interesele. Da. Și nu doar pasiunea, ci și modul de gândire. Un mod de gândire axat pe gândirea logică, pe matematică, pe științe și așa mai departe. Am fost foarte, foarte fericit când am participat primele olimpiade să întâlnesc o comunitate de elevi la nivel național atât de similar cu mine. Ceva ce nu m-a întâlnit niciodată până atunci. Sunt mulți? Sunt mult mai mult decât aș fi crezut atunci. Acum îmi pare dențesc că mereu vor fi oameni pasionați de asta în lume. Doar că este foarte greu ca un număr mare de asemenea elevi sau de asemenea persoane să se întâlnească în același timp, în același loc. Și din cauza aceasta nu-mi dăduse seama de asta până la cele prime olimpiade care am participat. Aceasta e motivația mea principală să mai merg la olimpiadă acum. Chiar vreau să mă întâlnesc cu toți colegii mei, chiar vreau să am ocazia pentru câteva zile, pentru câteva săptămâni pe an, să mă simt cu adevărat într-un mediu care mi se potrivește mie. E foarte important că ai spus asta, pentru că mă gândesc că poate unii copii simt și ei că vor să studieze mai mult sau să învețe mai mult, dar ceilalți îi trag înapoi și zic că nu e cool, că trebuie să fie în alt fel și tu ai experimentat așa ceva. Da, eu am fost așa avantajat, poate, mai ales în gimnaziu. Eram o persoană destul de închisă, nu interacționam mult cu alți oameni și probabil tocmai în acest motiv se întâmplă asta. Dacă aș fi încercat să interacționez mai mult, să intru în situații, mi-ar fost poate mai greu să mă spresc pasiunea. Nu știu. Acum, în momentul de față, nu mai am astea probleme. Colegii mei mă susțin foarte mult, și colegii de clasă, colegii de școală, și la fel am ținut legătura cu toți oamenii pe care am întâlnit pe la olimpiadă și așa mai departe. Am creat o rețea de cunoștințe la nivel național pe care n-aș vrea să le pierd niciodată. Tu, din 24 de ore, câte ore înveți? Uitați-vă, asta e o întrebare la care m-am gândit și înainte de acest interviu, eram sigur că o să mă puneți și răspunsul este pur și simplu că nu știu. Vezi cum funcționează universul. prin mentalismul ăsta da. Să te întreb. Bănuiesc că înveți, adică mă gândesc pentru școală înveți un timp și restul înveți pentru tine, că așa simți tu. Da. E o poveste complicată și mi-e greu să dăm un răspuns. Și motivul următorul. În clasa noua, când mă amintesc, a fost prima perioadă în care am lucrat foarte serios. Pentru că venise pandemia și aveam eu foarte mult timp liber și nu prea aveam ce să fac cu el, să fiu. Da. Așa că m-am pus să studiez
fizică, de pe anumite materiale online, a fost o perioadă de câteva luni în care am simțit că am înțeles lucrurile mult, mult la biericător când până atunci. Și atunci țin minte că lucram undeva pe la 5-6 ore pe zi. Asta am făcut o perioadă lungă de câteva luni. Dar după aceea, și mai ales în 2021 cu aceea, având în vedere cum am avut programul, mai ales vara aceasta, de exemplu, nu cred că am fost acasă mai mult de câteva săptămâni pe tot parcursul celor 3-4 luni. Ai fost plecat la competiții. Am fost plecat la competiții și în diverse alte excursii, diverse alte evenimente. A fost o perioadă foarte aglomerată. Dar, în general, întrucât programul meu e atât de haotic în perioada aceasta și am atât de multe alte lucruri de făcut. De exemplu, acum trebuie să lucrez pentru admiterea la facultate, trebuie să scriu aplicație, trebuie să mă chinui acele eseuri. Stai, nu te băgam în facultate, că nu, imediat că povestim un pic despre asta. Da. Deși... Ce vreau să spun este că pregătirea mea este, dacă mai pot să fie numită pregătire, mai mult e ca și cum aș citi, de exemplu. Da. Mă pun să citesc o problemă sau ceva și mi se pare interesant. Da. Cum aș putea să rezolv problema aceasta? Mă pun să fac, pot să stau 4 ore odată, nu mă mai ridic la laptop sau la caiet până ajung la o soluție. Dar odată ce ajung la soluție, simt că am evoluat, că am învățat ceva nou. Deci pregătirea mea este foarte... Pot să am perioadă în care lucrez foarte mult, în care chiar stau să mă gândesc la o singură idee până în momentul în care o duc la capăt. La ce idee te gândești acum? La ce idee lucrezi? Ce idee studiezi? Mă gândeam la... Acum cum mă gândesc, e o problemă de la un anumit concurs mai interesant. La haideți care să vedem dacă înțelegem, da? O traduci în limbajul nostru cumva. E sigură? Da. Ok. Okay. I mean, eu pot să încerc, dar... Ideea este ceva genul următor. Dacă ai un, nu știu, o sferă sau ceva genul acesta pe care o arunci în apă și o lasă să se miște, întrebarea este cât de mult va fi opusă mișcarea corpului de către apă și de către masa ei și densitatea ei și așa mai departe. E, la prima vedere, sună o problemă destul de simplă ca idee. Dar e destul de mult, trebuie să mă gândesc destul de mult ca să pot să ajung la un răspuns exact la o asemenea sunt problemă. Multe... Cam așa sunt toate problemele de fizică. Power poate simplu la o prima vedere sau cea mai frumoasă problemă. Da. Dar în realitate sunt destul de complexe. Ce face Vlad Oros în timpul liber, ăla în care nu învață, în care vrea să, nu știu, să facă altceva? Ce îți mai place să faci? Răspunsul numărul 1 aici, probabil a fost deja... prevăzut de ceea ce am vorbit până acum, muzică. Muzică este... Muzică, dar în ce formă? În foarte, foarte multe forme diferite. Cânti, da, îmi place să ascult muzică... instrument, cânti la un instrument. Gândește-te, eu cred că ascult muzică cel puțin în medie 3 sau 4 ore pe zi, dacă nu chiar mai mult, și mai ales pentru că atunci când, de exemplu, sunt la școală și lucrez fizică, mereu ascult muzică. Pe ce muzică? Depinde, variază foarte mult. Am avut perioade din viața în care am ascultat muzică rock, de exemplu. Așa. Și rock este aici în direcția principală. Ar fi, de exemplu, rock alternative rock, Arctic Monkeys, rock mai clasic, ar fi Pink Floyd și toate tipurile super diferite. Okay. Mai ascult muzică electronică uneori și muzică metal, mai rar. Deci o combinație destul de largă, spunem așa. Și muzică clasică, atunci când mai se nimerește. Îmi place esențialmente să ascult orice fel de muzică, pentru că îmi place ideea de muzică orice în general. Orice fel de muzică, dar n-ai zis Britney Spears. Adevărat, da. Prefer să ascult, cum să spun, sunt două motive pentru care ascult muzica în principal. Odată partea estetică, îmi place pur și simplu să aud cum sună notele, cum se leagă acordurile și armoniile între ele. Și la multe piese simt că mă apropie foarte mult de mesajul transmis de versuri. Da. Și pe acele piese le ascult și pur și simplu cu scopul de a mă simți mai bine, cu scopul de a mă înțelege propriile emoții și așa mai departe. La filme te uiți? Mai rar, dar uneori o fac și sunt câteva filme, mai ales când eram mai mic, să zicem, în gimnaziu și la începutul liceului. La trilogiile astea, la tot felul mult. Star Wars și la toate astea. M-am uitat la filme originale, de exemplu din Lord of the Rings sau Game of Thrones, m-am uitat la, știu acum sunt la mod acele două noi filme, sau două serii, nu m-am uitat la ele, la ultimele variante semn să fiu, dar m-am uitat la original. Da. Și pentru că sunt niște clasice, sunt niște filme sau niște seriale la care este pur și simplu ciudat să nu te fi uitat sau să nu fi auzit de ele. Sunt multe la care am uitat, dar de obicei acum multe vreme. În ultima vreme mai mult muzica a fost direcția principală. Și pe lângă ascultatul de muzică, îmi place să cânt la pian. Atunci când eram mai mic, o făceam la un nivel de performanță, mă participam la concursuri și așa mai departe. Acum nu mai am timp să fac asta, dar îmi place mereu să mă apun la pian, să improvizez, să mai încerc să cânt și piese mai vechi și așa mai departe. Și să compun. Am perioade, să spunem, de câteva ore în care dacă îmi vine o idee de piesă, mă pun pe aplicația de pe laptop, GarageBand, și nu mă mai ridic ore întregi.
Știu că îi frustrez pe părinții mei deseori pentru că îi mai scris multe piese. Ce... Cred că numărul lor până acum este 9. 9 piese. Da, da. Acum scoți album. De fapt sunt mai multe, dar 9 au fost publicate pe Spotify și așa mai departe. Nu știu că le spuneam oamenilor unde să se uite, unde să le... Dacă vreți se pot găsi oriunde, pot să fie găsite și pe YouTube, pur și simplu au fost puse pe unde s-a nimerit. Am înțeles. Da, eu am început să cumpăr muzică acum foarte multă vreme. Cred că era prin anul 2015. Dar pe vremea aceea eram foarte neexperimentat, piesele mele aveau, nu știu... Normal. Aveau tot felul de... erau, să zicem, copilărești. Da. Acum, de când am început în 2020 și am tot încercat să îmbunătățesc, am ajuns la un punct la care mi-a fost ok și să le public. Mm-hmm. Cam asta e situația. Vlad, bun. Mai avem 3 minute. Repede să-mi spui unde te vezi în viitor, la NASA, la, nu știu, pe vreo rachetă, să studiezi planete, lună, spațiu... Având în vedere cât de... cât de haotică este lumea acum și cât de mult se schimbă job prospects, eu nu m-am gândit mai departe de ce vreau să fac la facultate. Vreau să merg la facultate de fizică, să fiz matematică. Facultate, bun. Bănuiesc că nu în România, deci în... Am început să aplic la facultăți din Statele Unite, la MIT mai des, aș spera să merg. Ca... La MIT, Massachusetts Institute of Technology în Boston. Da, ok, am auzit. Da, da. Chiar aș spera să merg acolo, este cunoscută fiind cea mai să zicem, e cea mai cunoscută universitate de fizică. Deja ai aplicat. Sunt în procesul de a aplica acum. Și te mai limite pentru noiembrie. Când afli rezultat? Voi afla probabil prin decembrie, poate începutul lunii ianuarie. Wow. Deci voi avea mult timp să mă pregătesc. Mm-hmm. Mai aplic în alte universități în Statele Unite, la Harvard, de exemplu, și la alte câteva. Vreau să aplic la Cambridge, eventual, în UK. Mm-hmm. Și eventual și la câteva universități în Europa, eventual că aș putea să fiu mai aproape. Dar dacă e să merg undeva, aș merge la MIT. Nu ți-e frică să mergi să studiezi în străinătate? Frică, nu frică. Așa, da, un sentiment din ăsta de disconfort, da, că îți lași familia aici. Simt să fiu chiar abia așteptat să am moment. Pentru că am trăit toată viața aici în România, alături de familia mea, aș vrea să mai încerc lucruri noi, aș vrea să încerc să mă deschid mai mult, să interacțez cu o cultură nouă, cu un mediu nou și așa mai departe. Cred că m-ar ajuta să evoluez nu doar pe plan academic, și ca o persoană. Bun, într-un minut, ce le-ai recomanda tinerilor? Să stea să se joace pe calculator, să studieze de unii singuri acasă ce vor să studieze sau să se mai educe și la școală și cu profesori și... sau o combinație? Sau... Eu pot să spun atât. Să își urmeze pasiunea. Dacă le place ceva, să încerce să meargă mai departe cu acel lucru și să facă ceva cu el, pentru că sunt convins că lucrul pe care poți să faci cel mai bine în general este cel pe care chiar îți place să-l faci. Asta a fost adevărat la mine și am descoperit asta treptat și m-a ajutat. Bun, Vlad. A fost Vlad Oros. Super olimpic, super premiat, super medaliat. Deocamdată încă elev în clasa 12-a la Grigore Moisil din Timișoara. Îți mulțumim, Vlad, că ai fost. Ți-ai luat din timpul tău prețios de studiu și ai venit la emisiune să ne delectezi. Mulțumesc și eu. Și mult succes. Mulțumesc mult. Poate la MIT, poate la Harvard. Eu sunt Silvia Gherasim, ați urmărit emisiunea Studenții de Ieri. Până data viitoare, aveți mare grijă de voi. La revedere!